eu consider că acele 8 luni pe care USR le-a avut la guvernare sunt tocmai cartea noastră de vizită. Dovada că nu doar vorbim, să zicem că spune lucruri frumoase, avem cuvintele la noi, dar dacă e să fie în practică... Păi uitați-vă ce am făcut la Ministerul Transporturilor. Dacă, uitați-vă dacă mi-a fost frică să dau în spate când am dat de mafioți, dacă au câștigat ei sau am câștigat eu numele oamenilor cinstiți din țara asta. Uitați-vă la colegul meu Cristian Ghinea, care a făcut PNRR-ul plan de reforme, care sunt reforme pentru cetățenii țării astea, că să elimini pensiile speciale nesimțite, să nu mai ia Ciucă 18.000 de lei pe lună, ca să știe cei care se uitau de noastră, că premierul Ciucă are 18.000 de lei pe lună pensie peste indemnizația de prim-ministru.